Asculți Conexiuni la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la Conexiuni pe Radio Terra Nova. Sunt Cristian Popa și te invit să te pregătești pentru o experiență vibrantă și încărcată de energie pozitivă. Aici, vom pătrunde în lumea puterii conexiunii autentice, unde oameni inspirați și fac simțită prezența în comunitate prin legături profunde și acțiuni semnificative. Haideți să ne lăsăm purtați de această călătorie pentru a descoperi inspirație spre a construi legături puternice și durabile care să schimbe în bine viețile noastre și a celor din jur. Astăzi vom avea alături de noi pe Andrea Chiuaru, care este strateg de marketing cu o pasiune pentru povești bine spuse și creator de comunități aici online în Cluj-Napoca. Bine ai venit, Andreea! Bine te-am găsit, Cristian, și îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Sunt curios, care este definiția ta personală pentru conexiune? Ce înseamnă să fii conectat? Ai început cu o întrebare foarte grea. Cred că a zice că să fii conectat înseamnă să te lași văzut și să-l vezi pe cel de lângă tine, și cred că asta se petrece în momentul în care ne dăm timp, pentru că noi toți suntem într-o fugă și o grabă constantă și attention span capacitatea noastră de a ne menține atenția e din ce în ce mai mică. Și atunci, în lumea asta în care totul se întâmplă pe repede înainte, să te conectezi cu cineva înseamnă să vezi acea persoană și să te lași văzut de acea persoană. Foarte frumoasă definiția. Pentru a te cunoaște mai bine, poți să ne spui mai multe despre Cine este Andreea? Ce cunoaștem este alegerea de astăzi de a profesa ca strategie marketing și acea pasiune pentru povești bine spuse. Care este motivația care te-a dus în acest punct? Când mă prezint, eu zic că sunt business storyteller, adică om care ajută antreprenori, freelanceri, profesioniști, organizații de orice fel să spună mai bine povestea în mediul online și ce mi-am dat seama în toți anii de... Făcut marketing, să zic așa, este că în momentul în care ne lipsește structura, e foarte greu să avem pe ce să ne punem ideile. Și atunci eu de fapt asta fac, creez structuri pentru clienții mei, structuri în care ei să poată spune povestea asta mai bine. Am avut norocul să știu de la început că vreau să fac marketing și consider că asta m-a ajutat pentru că deja la 29 de ani, am și 8 ani de experiență în, în marketing, deci, cu siguranță a fost un, un plus, dar cu siguranță și în partea profesională pentru mine s-au schimbat lucrurile. Am trecut chiar recent de la implementare la a lucra strict ca și consultant și mai nou am ajuns la a funda aici la Cluj o comunitate de antreprenori și freelancer la început de drum, comunitatea creators.com. O comunitate pe care noi am definit-o ca și comunitatea creatorilor de business, a creatorilor de frumos și a creatorilor de schimbare în comunitate. Și zic noi pentru că în spate nu sunt doar eu, în spate suntem o echipă din persoane tinere și motivate să aducem o schimbare aici la Cluj și să ne conectăm cu alți oameni ai bazat crearea acestei comunități, din câte știu, pe anumite valori care ai simțit că ai vrea să le aduci în comunitate. Da, în primul rând mi-am dorit, sau valoarea principală de la care am pornit a fost ideea asta de comunitate, pentru că eu fiind mutată de un an și puțin în Cluj, la fel și colega mea, Valentina Ciolan, care am plinit de curând un an de Cluj, ne-am dat seama că e greu să Ajungi să aderi la alte comunități pentru că majoritatea sunt în cerc închis. Oamenii care locuiesc de multă vreme în oraș au tot felul de conexiuni dobândite în diferite roluri profesionale, școală, facultate, familie, prieteni și așa mai departe. Și atunci, în momentul în care te muți într-un nou oraș, e mai greu să intri într-o comunitate, te simți puțin outsider. Și atunci ce ne-am dorit noi să facem și de la ce am pornit a fost ideea de a crea o comunitate unde să facilităm foarte mult networking-ul și conexiunea între participanți. Doar că dincolo de asta ne-am dat seama că e mai ușor să atragi oameni cu valori sau interese similare în momentul în care pui și un layer pe zona asta de învățare. Așa că evenimentele Creators în acest moment sunt evenimente care îmbină partea de learning cu tematici interesante pentru antreprenorii cu precădere în primii 0-5 ani de experiență. Și am folosit termenul antreprenor la modul general, dar suntem o comunitate deschisă și pentru oameni care poate doar cochetează, să zic, cu ideea de a avea un business. Deci parte de learning și parte de conexiune, networking liber cu alți oameni pe care noi îl facilităm prin diferite jocuri și încercăm foarte mult să punem accentul pe ideea asta de a deveni o comunitate, a ne conecta, a nu veni la un eveniment doar ca să ne luăm notițe din ce am văzut la speaker și apoi să plecăm, ci a ști că am cunoscut la finalul serii măcar unul, doi, trei oameni interesanți cu care apoi putem păstra legătura, putem ieși la o cafea, putem face colaborări și așa mai departe. Mi-a plăcut foarte mult acea direcție pe care o ai în a explica că există trei comunități la care te gândești. Aceea de business, a de frumos și a oamenilor care produc schimbare. Când ne gândim la grupul acelor care creează lucrurile acestea frumoase, la cine te gândești? Mă gândesc la orice fel de antreprenor, fie că e un antreprenor care are deja ani mulți de experiență pe piață și o echipă mare și poate într-un domeniu mai tehnic, dar mă gândesc și la mica cafenea din colț, din cartier care abia s-a deschis, și mă gândesc și la oamenii care sunt prestatori de servicii, dar în aceeași măsură și la oamenii de handmade, să zic. Și apoi mă gândesc și la creatorii de conținut care practic creează lucruri frumoase în mediul online din pasiunea lor de a aduce, să zic, know-how-ul lor sau valorile lor în, în, prim plan. Și apoi am zis creator de schimbare pentru că de fapt asta suntem noi la bază. Noi suntem creatori de schimbare pentru că într-un oraș în care majoritatea comunităților sunt totuși comunități nișate sau închise, comunități de marketing, comunități de spiritualitate, comunități de IT și așa mai departe, noi venim cu un concept mai larg unde ne adresăm de la studenți interesați să vadă cum e cu temele astea de antreprenoriat și până la oameni care poate au chiar și 10 ani de experiență, dar simt că mai pot învăța ceva nou sau vor să se conecteze cu alți oameni. Și atunci, cu precădere, în acest moment, după trei ediții, noi avem mai ales antreprenori sau freelanceri în primii 0-5 ani de existență, doar că, pe de altă parte, ce ne dorim este să nu menținem acest cerc închis și ne dorim să venim cu teme din ce în ce mai interesante pentru. O gamă, să zic așa, cât mai, cât mai vastă de oameni, pentru că în felul ăsta putem crea schimbare, în felul ăsta putem crește, conectând oameni cu experiență, cu oameni la început, pentru că fiecare cred că are de învățat unul de la celălalt. Am notat câteva direcții din ceea ce ne-ai prezentat aici, care cred că ar fi bine să le reținem. Una este, este importantă și o zonă de învățare. Și asta ofer prin partea aceasta de Creator Talks, aceste evenimente în care se întâlnesc cu un număr foarte mare de oameni, dar o să te întreb pe tine cam ce număr de oameni reușești să strângi. Și al doilea lucru este în momentul când aducem diversitate de experiențe, că sunt la început de drum, antreprenori, că sunt foarte experimentați, că au o abordare diversă a business-ului aduce valoare prin faptul că reușim să facem anumite legături prin aceste evenimente și deschide oportunitate la schimbare. Poți să îmi spui puțin acum ca lumea să-și facă o imagine. Ce înseamnă Creator Talks? Ce număr de oameni vin acolo? Cum se desfășoară un eveniment? Creator Talks sunt evenimente gratuite care au loc o dată pe lună și sunt evenimente cu o medie de 100 de persoane. Ca și format, ele aduc în fața audienței unu sau doi speakeri pe teme relevante. Ca să-ți dau și niște exemple, prima ediție a fost despre contabilitate și aspecte legale ale business-ului, cum ar fi cum îți faci contractele, cum alegi forma juridică și așa mai departe. A doua ediție a fost despre marketing și automatizare și impactul pe care AI îl poate avea și cum ne poate ajuta de fapt. Iar al treilea eveniment pe care l-am ținut a fost despre website, unde am adus atât o perspectivă de design, de brand, cât și o perspectivă de legală în zona de GDPR, termeni și condiții și așa mai departe. Evenimentele noastre, ca și format, au componenta asta de dialog deschis, de dialog moderat, așa că nu sunt niște prezentări cu care speakerii vin. De acasă, și cred că asta aduce foarte multă valoare, pentru că noi, ca și moderatori, în momentul în care gândim întrebările, ne uităm foarte mult la feedback-ul pe care îl primim de la participanții în momentul înscrierii. Practic, oricine se înscrie în mod gratuit poate sugera întrebări, întrebări care, bineînțeles, o parte dintre ele se vor regăsi în, în discurs și atunci e un eveniment foarte practic în care noi punem accentul. Nu pe promovarea în sine a speakerului, ci pe faptul că la finalul serii să zic să ai o agendă cu notițe, cu lucruri pe care le poți face gratuit de acasă, începând din acea seară, dacă ești suficient de motivat. Cred că asta aduce foarte multă valoare. Și apoi ținem uh, mult cont și de partea asta de networking și conexiune, cum am zis. Avem atât la început o parte de networking, avem mici joculețe în cadrul evenimentului, exerciții de coaching și așa mai departe, pentru a crea aceste microconexiuni ca să ne fie mai ușor să spargem gheața, să zic, în pauza de networking. Și cumva tot designul evenimentului e venit din, să zic, nevoia pe care eu și colega mea am avut-o de a ne face mai ușoară viața la evenimente de networking. Pentru că știm cu toții că sunt oameni care sunt networking înăscuți și care cumva intră foarte ușor în vorbă, dar sunt și oameni care poate ar vrea să intre într-o discuție, dar nu știu să abordeze și atunci aceste microconexiuni de tipul haide să... Facem cunoștință sau întoarce-te în dreapta și zâmbește, și așa mai departe, ajută și sparg gheața și cred că e, e important. Deci e un, e un eveniment introvert-friendly, să-l zic așa. Super! <laughs> Chiar interesant să, să aflu mai multe detalii despre eveniment. Am fost și eu prezent la un astfel de eveniment și ce mi-a plăcut este acel mediu creat pentru interacțiune și anumite elemente care le-ai adus în care. Facem această deschidere sau primul pas spre a comunica. Aveai anumite etichete pe care ni le puneam în piept, cu numele nostru, bineînțeles, dar și cu un cuvânt. Aveam la momentul respectiv, care ne definește pe noi la momentul respectiv sau sesiunea respectivă. Exact, asta e ceva ce repetăm la fiecare ediție, pentru că, de fapt, să zic felul în care noi ne prezentăm la creator este sunt Andreea și sunt creator de. Eu sunt creator de povești și comunități, de, de exemplu. Și atunci cred că asta e o ocazie foarte bună să afli ceva despre persoana din fața ta într-un prim moment și să te ajute să inițiezi o interacțiune. Poate observați că aveți același cuvânt sau poate vezi un cuvânt care ți trezește așa o întrebare și mult mai ușor să întreb. uite, la ediția trecută am avut pe cineva care a zis că era creator de liniște. S-a părut <fie> foarte interesant să mă duc să întreb, okay, în perspectiva ta, că până la e o chestie de perspectivă. Eu pot să zic povești, dar creator de povești poate să fie și un om de marketing, poate să fie și un scriitor, poate să fie și un actor oricine în felul lui și atunci e o chestiune așa de, să zic, perspectivă și cred că asta ajută, ajută, foarte mult. Și apoi mai avem un mic joculeț sau un color coding pe, pe partea asta de bulinuțe în funcție de tema evenimentului. Încercăm așa să găsim 3-4 categorii mari, tocmai pentru a putea facilita conexiunile între, între, persoane. De exemplu, eu sunt antreprenor și în acest moment, să zic, ca colaborator de marketing eu îmi pot pune bulinuță că sunt antreprenor, și alți oameni din sală au bulinuță că sunt oameni de marketing, și atunci mie antreprenor, o să-mi fie mult mai ușor să identific în sală pe cei oameni care sunt oameni de marketing și cu care aș putea poate să leg o colaborare. Dacă ar fi să notăm, există elemente bine gândite, introduse în partea aceasta de interacțiune, care ajută să faci acea deschidere. Acea primă interacțiune în care nu știi cum să-i legătura, sau ce întrebare să pui în prima dată. Cred că este foarte valoros ceea ce, ce faceți voi, și ar putea fi preluat și la alte evenimente sau alte activități în care să promovăm zona aceasta de primă interacțiune, care este cea mai dificilă. Cum spuneai, avem persoane mai introverte, avem persoane mai extroverte și cum facem acel pod. Și acea legătură între ei, ca să poată să se bucure de prezența celuilalt. Ce recomand unui creator de comunitate aflat la început de drum? Ce trebuie să fie atent? Ce provocări ar putea să apară? Și ce oportunități, bineînțeles? În primul rând, dacă vrea să își dorește să devină creator de comunitate, eu aș zice să-și creeze într-o primă fază o echipă. Asta e, cred că, cea mai importantă lecție pe care eu mi-am luat-o din creators, și anume cât de important este prezența unei echipe, pentru că într-o echipă reușești să te calibrezi mult mai ușor decât ai fi pe cont propriu. Că poate ai o zi în care ești mai inspirat și ai foarte multe idei și ai nevoie de cineva să-ți domolească, să-ți tempereze ideile și să te pună așa pe, un plan realist sau poate într-o zi te simți super demotivat și ai nevoie de cineva care să-ți aducă aminte de ce ai pornit, sau într-o perioadă treci printr-o perioadă mai aglomerată sau mai uh, încărcată emoțional și parcă nu reușești să te ocupi, și atunci pur și simplu un mesaj trimis către persoanele din echipa ta în care zici, uitam, am nevoie de câteva zile, preia tu partea asta, mi se pare foarte, foarte valoros. Deci, în primul rând, asta să-și să formezi o echipă apoi să nu se teamă să comunice în mediul online. Pentru că, deși vorbim și mă gândesc că mă întrebi cu precădere despre comunități create în, în mediul offline, uh -huh. e foarte important să aducem oamenii. Ori ceea ce face mediul online, bineînțeles, sunt avantaje și dezavantaje și aș putea face un episod de podcast doar, doar despre asta, dar ce aș menționa aici e că avantajul principal al mediului online e că ne permite să ne adresăm concomitent la o mare de oameni la care ar fi foarte greu să ajungem doar din gură în gură sau doar la evenimente de networking și atunci cred că, cred că asta e important. Asta ar fi un al doilea sfat, de deci să nu se teamă să comunice în online. Și apoi a zice să investească în construirea unui brand personal, pentru că, din nou, un alt lucru pe care mi l-a arătat Creators, că om venit în Cluj fără conexiuni, venit de un an și un pic și colega mea la fel, puterea brandului personal ne-a ajutat să ne vindem cu ghilimele de rigoare ideea mai departe și oamenii s-au conectat mult mai ușor cu Andreea și Valentina, fetele din spatele acestui proiect, decât s-au conectat cu creators, entitatea din spate care poate avea un logo și o poză de profil, dar nimeni nu știa ce e în spate. Deci, ca să rezum, să-și formeze o echipă, să nu se teamă să comunice în mediul online și să investească și să comunice cu brandul personal. Chiar dacă scopul final este să creeze un brand de comunitate. Și cum reușești să aduci un număr așa de mare de persoane? Pornești de la un număr mai mic, bănuiesc, la care reușești să ajungi. Cum spuneai, există metodologia aceea, creăm un brand personal, comunicăm atât în online, mergem și în zona de offline, de a interacționa cu ceilalți, dar cum putem să scalăm? Cum ar putea să scaleze o persoană care creează o comunitate? Cred că este un mix și cu siguranță ajută sau e importantă și vechimea unui brand personal. Uite, chiar scrieam într-o postare pe link din zilele trecute că eu am început să lucrez la brandul meu personal în 2019 când locuiam în București și nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să creez evenimente. Patru ani mai târziu, acest brand personal îmi aduce o sală plină cu 100 de persoane. Deci cumva nu totul e atât de gândit sau atât de strategic în zona asta de, de brand personal, și cu siguranță vechiimea să zic, ajută la zona de, de autoritate. În momentul în care ai o, o echipă, cu siguranță fiecare din oameni din echipă, prin brandul lui personal, ajută la a aduce uh, noi oameni și de asta ajută să ai o echipă cât mai uh, diversă posibil, oameni din uh, domenii poate diferite de activitate. Pentru că dacă eu am o bulă formată din oameni de marketing, să zic, și colegele mele ar fi fost din același loc, nu ne-ar fi ajutat să ajungem la uh, un număr atât de mare. Și ce aș mai, uh, mai adăuga aici, cred că e, important, e importantă, și selectarea speakerilor, pentru că la rândul lor. Spicării pot deveni un motor prin care să promoveze evenimentul. Și atunci pentru un eveniment pe care ți-l doresc o comunitate care să aibă impact. E important să zic așa să împrumuți din comunitățile altora în așa fel încât ce cred că e important dacă ai un concept solid și un concept fain până la urmă, este să reușești să aduci oamenii prima dată acolo, pentru că a doua oară vor veni. Și încă un lucru pe care noi îl facem foarte mult este că încurajăm oamenii care vin să povestească prietenilor, să-și invite prietenii și asta e inclusiv ceva ce facem la evenimente. Îi rugăm pe cei care au venit însuțiți de un prieten să, să se ridice în picioare și aplaudăm pentru că, din punctul nostru de vedere, și ei sunt creatori de comunitate, chiar dacă nu se recunosc în mod activ ca fiind parte din Creators. Dacă vrem să fim activi și vrem să creștem comunitatea și comunitatea să poată produce schimbare, anumite schimbări, fiecare știe ce schimbare vrea să ducă această comunitate, e bine să facem un prim pas. Și un prim pas poate fi să invităm, să fim curioși de evenimente care le avem și să invităm alte persoane alături de noi. Cred că asta ar fi un prim pas, care l-aș nota și cred că ar fi relevant pentru toate persoanele. Aș avea o întrebare, că toți suntem la partea de conectare. Care sunt direcții de colaborare și proiectele în care oamenii pot să se conecteze cu tine? sau cu voi, ca și Creators? Pe zona de Creators suntem mereu în căutare de voluntari care vor să, să se implice. Creators e, până la urmă, o comunitate sau un proiect de comunitate în care voluntariatul e, e foarte important. În acest moment, de asemenea, noi ne dorim parteneri strategici care să creadă în acest proiect și în această comunitate și care pot oferi diferite tipuri de, de suport. Iar pentru mine personal, în acest moment, așa cum ziceam și la început, eu activez ca și consultant în marketing și brand personal și în ce fel pot fi eu de ajutor pentru antreprenori, îi pot fie ghida spre a-și comunica mai bine brandul personal. Uite, apropo de asta cu, poate la un moment dat vor dori să-și creeze propria comunitate și brandul personal va fi un plus. Sau pot ajuta organizațiile care au echipe mici de marketing și care nu au investit în comunicare strategică cu zona de coordonare sau crearea unei strategii. Pentru că știu toți antreprenorii la început de drum care nu au poate bugetul să investesc de la început într-o echipă sau să ia pe cineva cu foarte multă experiență. Și atunci ce pot face? Pot închiria, să zic așa, know-how-ul meu pe o perioadă limitată de timp cât să pună mecanismul în mișcare și apoi pot prelua singur comunicarea ca să fie sustenabil pe termen lung. Informații foarte relevante și ce-am observat, și cred că aici sunt, am o curiozitate, și poate și cei care ne ascultă, vorbim foarte mult, sau se vorbește foarte mult, brand personal. Ce ar presupune crearea unui brand personal? La ce trebuie să lucrăm? Că bănuiesc că trebuie să construim. Da, cred că primul lucru la care ar trebui să lucrăm este zona de claritate și asta vine înainte să începem să comunicăm. Cumva să ne fie nou clar cum vrem să ne arătăm, pentru că brand personal nu înseamnă în ciuda ce se vede poate în exterior doar social media sau doar site-ul. Brand personal înseamnă și cum ne prezentăm la un eveniment de networking. Când avem 20-30 de secunde să captăm atenția cuiva, în ce ordine punem informațiile sau, sau ce spunem. Vrem personal, e felul în care ne îmbrăcăm, e fotografia de profil pe care o avem chiar și pe profilul personal de, fe de Facebook. Vrem personal sunt locurile în care noi mergem să ne bem cafea și evenimentele la care alegem să ne alăturăm. Deci, în primul rând, la asta aș fi, aș fi atentă. Uh, cred că un alt pas foarte important la baza construcției unui brand personal este cunoașterea foarte bună a valorilor. Pentru că dacă vorbesc de un business care nu este brand personal, acolo valorile se vor alege, poate un cumul între owner sau poate le voi alege și în funcție de ce aș vrea eu să transmit. În momentul în care am un brand personal, există o zonă de suprapunere între valorile mele personale ca om, cine sunt eu, Andreea, în viața de zi cu zi, versus valorile mele ca și brand personal, cine e Andreea Chioaru. Și atunci asta zice, deci în primul rând, o conștientizare a tot ce înseamnă brand personal, o cunoaștere foarte bună a valorilor și apoi investiția în zona de a căpăta claritate. Claritate care se poate căpăta în multe feluri, fie printr-un proces de introspecție pe cont propriu, fie în coaching, în terapie, fie lucrând cu un consultant, ideal ar fi, bineînțeles, toate aceste elemente cumulate. Dar cred că asta zice că, de fapt, construcția unui IBM personal începe cu mult înainte de ce se vede în, în mediul online sau ce se vede la suprafață. Cu siguranță va trebui să mai conversăm. Sunt multe topicuri pentru care am curiozitate și care cred că poți aduce o valoare foarte importantă în conversațiile cu tine. Pentru astăzi ne vom opri aici. Vă mulțumim, dragi ascultători, că ați ales să fiți alături de noi în a descoperi puterea conectării și impactul care reprezintă viața noastră. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la aceeași oră la Radio Terra Nova. Între timp, bucurați-vă de călătoria aceasta pe care o avem numită viață.